Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, am văzut câteva din jerfele pe care Dumnezeu le aștepta din partea oamenilor pentru rezolvarea păcatelor care îi separa pe aceștia de Dumnezeu. Dar toate aceste jerfe nu sunt simple recomandări. Dumnezeu a întărit prin lege tot ce trebuia făcut în aceste situații. Capitolele 6 și 7 ale cărții Leviticul prezintă legea jerfelor. De fapt, legea jertfelor îi privea pe preoți și se referea la partea care le revenea acestora din jertfe. Ar putea fi numită regulile pentru preoții care slujez la altarul lui Dumnezeu. Acest fragment debutează cu un drumăr clar pentru preoți la care se adaugă o poruncă pentru Aron și fiii săi. Datorită faptului că slujeau la altar, preoții erau implicați în toate jertfele care se aduceau pe altarul arderilor de tot. Toate acestea sunt o umbră a realității din ceruri, unde slujește Hristos, marele nostru preot. Iată ce spune scriitorul epistolei către evrei, capitolul 8, începând cu versetul 3. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jerfe. De aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Ei fac o slujbă, care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de la Moise, de la Dumnezeu, când avea să facă cortul. Ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Mai putem observa încă o caracteristică izbitoare aici. Hristos nu este numai preotul, el este în același timp și jerfa, el s-a dat pe sine însuși ca jerfă de ispășire. Este ceea ce ne spune același scritor în aceeași epistolă, dar la capitolul 10. De aceea, când intră în lume, el zice, tu n-ai voit nici jerfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arder de tot, nici jerfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule după ce a zis întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jerfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jerfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege, apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi și anume prin jerfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori acele jerfe, care niciodată nu pot șterge păcatele, el, din potrivă, după ce a adus o singură jerfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Avem atât de mare nevoie să fim conștienți de acest lucru în zilele noastre. Există multe religii care au ritualuri elaborate, în care se remarcă marșurile, robele, lumânările și tot felul de alte obiceiuri. Probabil că și noi facem în bisericile noastre multe lucruri care nu merită efortul nostru. Dumnezeu este Duh și Lui trebuie să ne închinăm în Duh și în adevăr. Dumnezeu ne-a dat acest mare adevăr în Cartea Evrei, în fragmentul pe care tocmai l-am citit, pentru a ne ajuta să înțelegem ce înseamnă jertfa lui Iisus Hristos. Noi avem un mare preot în cerul, și el nu mai prididește lucrând. Când se spune că el s-a așezat, acesta nu înseamnă că nu mai face nimic. Înseamnă doar că mântuirea a fost împlinită. Este ca și cum ai spune că Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea pentru că creația era completă. El nu s-a oprit din lucru pentru că a obosit și acum nu mai face nimic. Domnul Isus nu stă în ceruri fără să facă nimic. Din potrivă, este chiar foarte ocupat. El a murit pe pământ pentru ca să ne mântuiască. Acum trăiește la dreapta Tatălui pentru ca să ne păstreze mântuiți. Nu ar trebui să menținem legătura cu El. Aceasta este realitatea. Și aceasta înseamnă, de fapt, să ai o viață spirituală. Problema celor mai mulți oameni astăzi este că au pierdut legătura cu Hristos cel viu. El nu mai este o realitate pentru mulți dintre noi, din păcate, cel mai frumos compliment pe care l-am auzit vreodată despre un creștin a fost spus despre un predicator. Cineva care îl cunoștea pe acest predicator a spus, știți ce este deosebit la omul acesta? De fiecare dată când îl văd, am senzația că abia s-a despărțit de Isus la colțul străzii. Isus Hristos era o realitate în viața acestui om. Dar să vedem care ar fi rezumatul acestui capitol 6. Așa cum spuneam, avem aici legea jerfelor. Deci, în primul rând, avem amendamente finale la regulile privitoare la jerfa pentru vină. Apoi, specificări cu privire la arderea de tot, specificări cu privire la darul de mâncare și, în cele din urmă, în încheierea capitolului, specificări cu privire la jerfa pentru păcat. Cam acesta este rezultatul capitolului 6 de care ne apropiem cu ajutorul lui Dumnezeu. Dacă vă amintiți, capitolul 5 se încheia cu referiri la păcate generale, făcute în mod accidental. Capitolul 6 se deschide cu enumerarea unor păcate concrete, săvârșite în mod deliberat. Menționez încă o dată că păcatele numerate aici sunt doar exemple dintr-o listă mult mai lungă care ar fi putut fi inclusă aici, dacă ar fi fost necesar. Acestea sunt păcate făcute împotriva aproapelui în cursul treburilor zilnice de tot felul. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Când va păcătui cineva și va săvârși o nelegiuire față de Domnul, tăgăduind-o aproape lui său un lucru încredințat lui, sau dat în păstrarea lui, sau luat cu sila, sau va înșela pe aproapele lui, tăgăduind că a găsit un lucru pierdut, sau făcând un jurământ strâm cu privire la un lucru oarecare pe care îl face omul și păcătuiește, când va păcătui astfel și se va face vinovat, să dea înapoi lucrul luat cu sila sau luat prin înșelăciune sau încredințat lui sau lucrul pierdut pe care l-a găsit sau lucru pe care a făcut un jurământ strâmb oricare ar fi să-l dea înapoi întreg, să mai adauge a cincea parte din prețul lui și să-l dea în mâna stăpânului lui chiar în ziua când își va aduce jerfa lui pentru vină. Iar ca jerfă pentru vină să aducă Domnului pentru păcatul lui un berbece fără cusur luat din turmă după prețuirea ta, și să-l dea preotului. Și preotul va face pentru el ispășirea înaintea Domnului și se va ierta oricare ar fi greșeala de care se va fi făcut vinovat. Acesta pare a fi o descoperire din partea lui Dumnezeu dată cu totul separat de capitolul precedent. Ea arată că păcatul împotriva aproapelui este un păcat împotriva lui Dumnezeu. De ce a spus și Domnul Isus? Tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. În fragmentul de început al capitolului 6 din Cartea Leviticul sunt menționate câteva păcate concrete. Minciuna cu privire la articole împrumutate și răspunderea legată de obiectele încredințate spre păstrare sunt doar două dintre ele. Găsim un astfel de exemplu în Cartea 2 Împărați, capitolul 6 unde slujitorii lui Elisei au pierdut fierul de la un topor împrumutat. Luat cu sila, se referă la o afacere de genul celei făcute de Ahab, care i-a luat via lui Nabot, așa cum citim în prima carte a împăraților la capitolul 21. Înșelarea aproape lui însemna aici minciuna cu privire la găsirea unui lucru pierdut. Vreau să repet acum acest lucru. Păcatul împotriva aproape este un păcat împotriva lui Dumnezeu, Vedem și aici că trebuiau restituite lucrurile respective și era adăugată și o a cincea parte din prețul acestor lucruri, ca o amendă. O cincime era o zecioială dublă. După aceea urma jerfa pentru vină. Era jerfit un berbec. Jerfa pentru vină avea o importanță vitală pentru viața spirituală a fiecărui individ din poporul Israel. În Proverbe, capitolul 14, ni se spune așa, cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Dacă suntem conștienți de păcatul nostru, Isus va fi tot mai scump sufletelor noastre pentru iertarea pe care o avem prin el. Dar iată acum legea arderii de tot. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Dă următoarea poruncă lui Aron și fiilor săi și zi, Iată legea arderii de tot, Arderea de tot să rămână pe vatra altarului toată noaptea până dimineața, și în felul acesta focul să ardă pe altar. Focul de pe altar trebuia să arde continuu, adică tot timpul în care cortul era montat, nu și în timp ce mergeau prin pustie, bineînțeles. Arderea de tot era lăsată pe altar toată noaptea, și focul era lăsat să arde pentru ca întreaga jerfă să fie mistuită. Acest lucru, dragi prieteni, ne vorbește despre sfințirea continuă a lui Hristos. Domnul Isus Hristos a putut spune, fac întotdeauna lucrurile care sunt pe placul Tatălui. El își manifestă dragostea și ascultarea în rugăciunea sa de mare preot. Și eu însum mă sfințesc ca și ei să fie sfințiți prin adevăr, consemnează Ioan în capitolul 17. Sau ascultați ce spune Domnul Iisus în Ioan capitolul 4, versetul 31 și 32. Acolo veți găsi promisiunile minunate ale Domnului nostru. Eu am descoperit adesea că atunci când mă târăs spre altar și simt căldura din ce în ce mai arzătoare a focului, încep să mă retrag. Nu știu cum stau lucrurile cu voi, dar i-am văzut pe mulți făcând la fel, atunci când focul conștiinței începe să se aprindă și să încălzească ființa mea, atunci începe retragerea. Mi-aș dori să pot spune că fac întotdeauna lucrurile care sunt pe placul lui Dumnezeu, dar nu este așa. Fiecare credincios este pus în fața acestei provocări. Dumnezeu își găsește plăcerea în ascultarea necurmată a copiilor săi. Acest gând ar trebui să fie adevărata hrană minții noastre. Amintiți-vă că tot despre acest lucru a fost vorba atunci când Samuel l-a mustrat pe Saul. Și puteți citi în prima carte a lui Samuel, în capitolul 15, despre lucrul acesta. Este nevoie ca noi să ne predăm Domnului inima și viața, dacă suntem mai Lui, adică dacă suntem mântuiți. Să ne ferească Dumnezeu să facem promisiuni de șarte. Ce dorește Dumnezeu de la noi? Lucrarea pe care o cere El este aceasta, să credem în Cel pe care l-a trimis El. Dar să ne întoarcem la capitolul 6 din Levitic, versetul 10. Preotul să se îmbrace cu tunica de in, să-și acopere goliciunea cu izmenele, să ia cenușa făcută de focul care va mistui arderea de tot de pe altar și să o verse lângă altar. Și continuă apoi. Apoi să se dezbrace de veșmintele lui și să se îmbrace cu altele ca să scoată cenușa afară din tabără într-un loc curat. Dumnezeu a dat instrucțiuni referitoare și la veșmintele pe care trebuia să le poarte preotul. Pe lângă tunica de in, care era aceeași pentru toți preoții, el trebuia să-și pună și lenjeria sau izmenele de in. De ce? Carnea trebuia acoperită în totalitate. Dumnezeu ne învață aici că nu poate accepta lucrările cărnii sau ale firii pământești și faptele firii pământești sunt cunoscute, ne spune Pavel. Și sunt acestea, prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Pavel le scria galatenilor în capitolul 5 toate aceste lucruri. Dumnezeu nu poate accepta lucrările firii pământești. Numai roada Duhului Sfânt este primită înaintea lui. Iată care este această roadă exprimată tot de Pavel în același capitol 5, începând cu versetul 22. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătate, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Să ne întoarcem acum la ritualul pe care trebuia să-l îndeplinească preotul. El își scotea veșmintele pe care le purtase când vărsase cenușa lângă altar și își punea haine curate. Acest ritual era o aducere a minte continuă despre corupția și stricăciunea exercitate de păcat. Cenușa de pe altar vorbea despre judecata asupra păcatului. Până și cenușa era contaminată. Ea trebuia scoasă afară din tabără, într-un loc curat. Este o puternică imagine a stricăciunii provocate de păcat, dragul meu. Focul să arde pe altar și să nu se stingă deloc. În fiecare dimineață, preotul să aprindă lemne pe altar, să așeze arderea de tot pe ele și să arde deasupra grăsimea jerfelor de mulțumire. Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. De ce oare trebuie să ardă necurmat focul acesta? În versetul 13, iată, este repetat acest lucru. Dimineața erau puse lemne pe altar și era dusă arderea de tot, deasupra căreia se ardea grăsimea jertfelor de mulțumire. Arderea de tot era pentru întreaga tabără. Acesta era chiar jerfa de dimineață. Știți de ce? Pentru că noi păcătuim neîncetat. Focul ne curma de pe altar ne amintește de faptul că focul lui Dumnezeu arde neîncetat. El ne-ar consuma neîncetat dacă nu ar fi spășirea aceasta, pentru că noi păcătuim neîncetat. Pentru cei care îl resping pe Isus Hristos, acesta este focul mâniei lui Dumnezeu. Iată ce spune apostolul Ioan în Evanghelia sa la capitolul 3. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața veșnică, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Ați luat aminte? Rămâne, nu vine. Ea este în permanență asupra omului. Este focul care arde, care mistuie. Este sfințenia lui Dumnezeu care îl mistuie pe cel păcătos. De aceea este nevoie de ispășire. Și ispășirea permanentă este făcută prin Domnul Isus Hristos. Să trecem acum la legea darului de mâncare și suntem la versetul 14. Iată legea darului adus ca jerfă de mâncare. Fiul lui Aron să o aducă înaintea Domnului, înaintea altarului. Preotul să ia un pumn din floarea făinii și din unde lemn, cu toată tămâia adăugată la darul de mâncare și să o arde pe altar ca aducerea minte de un miros plăcut Domnului. Din nou, instrucțiunile se referă la preoți. Cel care aduce jerfa este un închinător care stă în fața altarului și se bucură înaintea lui Dumnezeu. Preotul slujește pentru el. Aron și fiul lui să mănânce ce va mai rămânea din darul de mâncare. Să o mănânce fără aluat, într-un loc sfânt, în curtea cortului întâlnirii. Să nu o coacă cu aluat. Aceasta este partea pe care le-am dat-o eu din darurile mele de mâncare mistuite de foc. Ea este un lucru prea sfânt, ca și jerfa de ispășire și ca și jerfa pentru vină. Locul sfânt în care era mâncat ce rămânea din darul de mâncare era curtea exterioară a cortului întâlnirii. Era sfânt pentru că Dumnezeu era prezent acolo. Prezența lui Dumnezeu sfințește orice loc. Amintiți-vă că lui Moise i s-a spus să se descalțe pentru că era pe pământ sfânt. Petru spune că în timpul schimbării la față ei s-au aflat împreună cu Hristos pe muntele sfânt. Iată ce spune el. Toată partea bărbătească dintre copiii lui Aron să mănânce din ea. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri cu privire la darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Oricine se va atinge de ele va fi sfințit. Toți credincioșii se pot bucura și desfăta cu frumusețea și gloria umanității sfinte a Domnului nostru. Dragi prieteni, noi ar trebui să ne bucurăm mult mai mult în Isus. Dar să continuăm. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Iată darul pe care îl vor face domnului Aron și fiii lui în ziua când vor primi ungerea. A zecea parte dintr-o efă de floare a făinii ca dar de mâncare veșnic, jumătate dimineața și jumătate seara. Să fie pregătită în tigaie cu un de lemn și să o aduci prăjită, să o aduci coaptă și tăiată în bucăți ca un dar de mâncare de un miros plăcut Domnului. Preotul dintre fiii lui Aron, care va fi uns în locul lui, să aducă darul acesta ca jerfă de mâncare. Aceasta este o lege veșnică înaintea Domnului, să fie arsă întreagă. Orice dar de mâncare al unui preot să fie ars în întregime, să nu se mănânce. Preoții nu trebuia doar să mănânce, ci și să ofere zeciuială din darul de mâncare, Preotul care primea zecea parte trebuia, la rândul lui, să dea zecea parte Domnului. Toată această zecea parte trebuia dăruită. Preoții trebuie să primească, dar și să dăruiască. Lucrătorii creștini ar trebui să fie un exemplu pentru membrii congregației în problema dăruirii. Colecta ar trebui să treacă și pe la conducătorii bisericii, chiar dacă ei se află pe platforma din față în timpul serviciului. Toți trebuie să ne facem parte și în această privință. Dar iată ne ajungi la legea jerfei pentru ispășire. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Vorbește lui Aron și fiilor lui și zi, Iată legea jerfei de ispășire. Vita pentru jerfa de ispășire să fie junghiată înaintea Domnului în locul unde se înjunghe arderea de tot. Ea este un lucru prea sfânt. Și aici avem instrucțiuni pentru preoți. Jerfa pentru păcat care ne vorbește despre lucrarea lui Hristos la cruce trebuia adus acolo unde era jerfa pentru arderea de tot. Arderea de tot vorbește despre persoana lui Hristos. Hristos trebuie să fie sfânt, fără vină și fără păcat pentru a fi o jerfă adecvată, satisfăcătoare pentru păcat. El trebuie să fie capabil să mântuiască. Iată de ce este esențială nașterea din fecioară în planul mântuirii. Isus este cel zămislit de Duhul Sfânt într-o fecioară. Jerfa pentru păcat a fost sfântă pentru că Hristos a fost fără păcat, a fost sfânt. Păcatul meu și al tău l-au dat la moarte pe Domnul nostru. El nu a murit pur și simplu pentru că a fost arestat de romani. El ar fi putut pleca de pe acest pământ în orice moment. Chiar a spus lui pentru că, dacă ar dori, ar putea chema în ajutor legiuni de îngeri. Dar Domnul n-a făcut-o, pentru că El a vrut să fie făcut păcat pentru noi, să moară în locul nostru, pentru ca noi să fim eliberați, să fim izbăviți de focul mistuitor al mâniei Divine și să putem primi în felul acesta dragostea Dumnezeului nostru. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.